Școala specială asigură servicii specializate în următoarele direcții. Educație specială și specializată pentru copii cu deficiențe grave, moderate, profunde și asociate. Oferă servicii de compensare prin terapii specifice pentru copii cu tulburări de limbaj, deficiențe fizice și neuromotorii, o evaluare psihopedagogică în afară de ceea ce face doamna director prin CJRAE, o informare și consiliere pentru părinți și informare și consiliere pentru cadrele didactice de pe raza întregului județ. De serviciile școlii speciale beneficiază copii cu cerințe educative speciale, părinți și aparținătorilor legali, inclusiv tutori sau asistenți maternali care sunt ai DGASPC-ului. Școala specială asigură servicii specializate în următoarele domenii: educație specială și specializată pentru copii cu deficiențe moderate, severe, profunde și asociate, compensare pentru terapii specifice pentru copii cu dificultăți de învățare, de dezvoltare, dificultăți de adaptare, tulburări de limbaj, de comportament, deficiențe fizice și neuromotorii, asistență educațională și terapeutic recuperatorie pentru elevi cu cerințe speciale integrați în unitățile de învățământ de masă și informare și consiliere pentru părinți și pentru cadre didactice. Avem 30 de săli de clasă, cabinete de logopedie, un cabinet de psihodiagnoză, ateliere pentru tehnologii și de această bază materială beneficiază în momentul de față 220 de copii cu cerințe educative speciale care provin din întreg județul, care sunt în momentul de față organizați în grupe de grădiniță, 10 clase de învățământ primar și 16 clase de gimnaziu. În momentul de față avem copii cuprinși de la 4 la 22 de ani, sunt școlarizați. În beneficiu acestora lucrează în jur de 60 de cadre didactice în cadrul școlii, profesori, logopezi, kinetoterapeuți, dar totodată școala oferă servicii și pentru copiii integrați în învățământul de masă, circa 420 de copii cu deficiențe ușoare și pentru aceștia avem 28 de cadre didactice itinerante. Elevii școlii participă frecvent la diferite activități în mai multe instituții din județ. Școala noastră a fost implicată în foarte multe activități extracurriculare cu instituții la nivelul întregului județ. Sub îndrumarea profesorilor desfășoară activități educative și extrașcolare cu toate instituțiile, cum am menționat, Biblioteca Județeană, Complexul Național Muzeal Curtea Domnească, avem, cum menționa și doamna director Marin Cristina, activități de voluntariat, tinerii din licee vin și fac activități de voluntariat cu copiii școlii noastre. În momentul de față avem 4 licee cu circa 60 de voluntari care vin săptămânal în cadrul școlii și fac activități. În continuare, Școala Gimnazială Specială Târgoviște își propune diversificarea serviciilor de asistență educațională și terapeutic recuperatorie pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, de servicii care vizează instrumentarea tuturor elevilor cu abilități necesare autonomiei personale, premisa ale integrării socioprofesionale în funcție de potențialul individual.